ce e frumos par în reflexia la geam. Numai că am atins oglinda săptămâna asta, băga mea, și m-a atins-o într-o țeavă de asta la gard aici. Rota la corota rotica pe bordură. Și ce salariu am încasat eu luna asta? Cât am încasat? Și vă aștept, bineînțeles, în secțiunea de comentarii să-mi spuneți cam cât credeți că am încasat eu pe luna lui noiembrie. Cealaltă jumătate a fost taxat cu 37,4% sau... Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ce frumos par în reflexia la geam. Numai că ajungem acum la descărcare. Ia să vedem noi ce zice vreangă oraiul ăla acolo. Am atins oglinda în țeava la gard. Era întuneric, n-am văzut-o. Nu am rupt-o, nu am spart-o, probabil doar am zgriat plasticul ăla de acolo. M-am încadrat un pic ca nasol. Și mă sui cu corota rotica pe bordură. Îndreptăm volan. Opa. Aici trebuie să fac o leacă înainte. Și dau înapoi. Înapoi, Maria ta, înapoi, belința. Vă explic eu o treabă acum despre șoferia de camion în Islanda și ce salariu am încasat eu luna asta și ce, bine, nu vă zic de bani, vă zic doar ce taxe am plătit, după aia de acolo deduceți voi cât am încasat și vă aștept, bineînțeles, în secțiune de comentarii să-mi spuneți cam cât credeți că am încasat eu pe luna lui noiembrie, în condițiile în care nu am avut așa tare multe ore extra. Dar măcața, și tu ești pune bun la cap? Tu vrei să intru aici? Ma ce ai făcut, Bobiț? Ma. Atât. Aici nu trebuie să ridic mai mult de jumătate. What's up? Do you need more? We don't finish, I think, just today. No. We need more food. On the back, highway to inside and that's it. Back, we do this later. Oh. Make video TikTok. Așa, am descărcat aici. Așteptăm să coboare Bena înapoi ca să decuplez, ca să pot să mă mut eu mai în față. Bun. Și acum să vă zic despre salariul în Islanda și cam cât câștigă un șofer de camion. De fapt și de drept aș vrea să vă vorbesc mai mult, nu de cât câștigă un șofer de camion, ci o să vă zic câte taxe plătim aici. Indiferent că ești șofer de camion, șofer de tir, de ce vrei tu,
că lucrezi în construcții, că lucrezi la Draj, la Lax, taxa de impozitare este identică pentru toată lumea. E, ca să poți să faci niște bănuți, trebuie să muncești mult, dar în același timp nu este recomandat să muncești prea mult, pentru că plătești prea multe taxe. Da? Și acum o să vă zic cam cum funcționează sistemul de taxare aici. Bineînțeles, ce plătesc eu. De exemplu, am avut 36 de ore suplimentare făcute luna asta și am avut 184 de ore lucrate, pentru că așa e, într-o lună ai 184, într-o lună ai 168. Cam așa funcționează aici, cam așa fac orele. Și fac în fiecare lună aproximativ 36 de ore suplimentare. Bun. Ne-am lămurit. Jumătate din salariul pe care eu l-am încasat înainte de taxe a fost taxat cu 31,75%. Cealaltă jumătate a fost taxat cu 37,4% sau 37,3%, ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact procentajele, dar știu că e 37%. Bun. Dintre care mi-au intrat, din totalul ăsta, din suma asta totală, mi-au intrat aproximativ 99.100.000, aproximativ 690 de euro bonus de Crăciun. Din bonusul ăsta de Crăciun, bineînțeles, plătești taxe și plătești 37. Te încadrezi la al doilea prag de taxe de 37%. Bun. Deci, eu am plătit încă 4% fondul de pensie normal pe care îl plătești separat pe lângă taxele pe care le dai către RSK, RSK-ul fiind finanțele. Pe lângă finanțe mai plătești 4% fondul de pensie și mai plătești încă aproximativ 1% pentru Uniune, Uniunea fiind sindicatul care te reprezintă în caz de ceva, și am mai plătit încă 4% pentru fondul de pensie privat. Da? Deci, practic, eu la pensie plătesc 8%. Făcând un calcul, da, am ajuns la luna asta să plătesc aproximativ, de fapt, nu aproximativ, am plătit mai bine de aproape 40 și mai bine de 40% din total, calculând 37 cu 31 și așa, calculând, făcând o medie, am plătit mai bine de 40 și ceva la sută taxe. E, gândiți-vă că eu am avut aproape 2000 de euro plătiți taxe, dintre care am mai încasat diferența. Acum, să spuneți și mie dacă rentează să lucrezi atâta. Și ideea e în felul următor: cu cât lucrezi mai mult, cu cât faci mai multe ore suplimentare, cu atâta plătești mai multe taxe. De exemplu, dacă orele suplimentare depășesc un prag, de exemplu de 400 și ceva de mii, orele suplimentare sau orele plătite mă în plus cu 33 sau 45%, sau orele suplimentare, dacă orele suplimentare adunat cu orele care sunt plătite în plus 33 și 45%, nu o să intru în detaliu prea mult aici pentru că sunt mai multe chestii de explicat ca să înțelegeți, dar trebuie să rețineți 33 și 45%. Dacă depășesc 411.000, trec automat la al treilea prag de impozitare, ceea ce ar însemna 44%. Și ceea ce nu este ok, nu este recomandat să depășești, să intri în al treilea prag, pentru că dacă intri în al treilea prag, plătești 44% în al treilea prag, ceea ce este o mare problemă, că mai rămâi cu fix, da? Pentru că pui 31 și ceva de acolo și făcând o medie te duci peste 50%. Deci tu practic faci 50-50 cu statul. Partea bună din toată nebunia asta și din toată chestia asta este că rămâi cu ceva și îți permiți să dai înainte. De ce au făcut ei sistemul ăsta și pragurile astea? Să te facă să muncești normal.
da? Nu să muncești prea mult, pentru că dacă muncești prea mult, automat atunci nu dai un randament pe termen lung și automat atunci nu o să poți să plătești niște taxe pe viitor, da? Vedeți voi că și aici este o șmecherie. El nu vrea să-ți ia aia 44%. Dar în cazul în care tu faci, el îți ia aia 44%. Dar în același timp nu vrea să, de exemplu, nu o să plătească niciodată o anumită nișă, nu o să fie niciodată plătită mai bine. Înțelegeți? Pentru că dacă ar fi mai bine plătit, uite, dau un exemplu, dacă șoferul de camion ar fi plătit mult mai bine decât anumite joburi, toată lumea s-ar face șofer de camion. Sau dacă s-ar plăti mai bine în servicii, toată lumea s-ar duce în servicii. Da? Restaurante, hoteluri și așa mai departe. Ei încearcă să facă un echilibru, să lumea să muncească în toate domeniile, să nu fie un deficit de angajați într-un anumit domeniu. Înțelegeți? Și încearcă să aducă salariile să fie toate aproximativ acolo. Nu există o diferență prea mare. Da, dacă, nu știu, ești director de bancă sau, mă rog, acolo, da, e altceva. Dar așa este o categorie unde nu toată lumea poate să ajungă. Nu mulți pot deveni un director de bancă sau, nu știu, un manager la un lanț foarte mare de, nu știu, restaurante sau, mă rog. Înțelege, este foarte greu să ajungi acolo, ai nevoie de niște specializări, specializările alea, bineînțeles, le faci la școală, cheltui niște bani, pierzi niște timp și automat salariul este mult mai mare. Într-adevăr, sunt foarte mulți care au salarii foarte, foarte, foarte mari, dar plătesc și foarte multe taxe. Am impresia că ultimul prag de taxare este de 51%, dar acolo, mă scuz, când faci 20-30 de mii într-o lună, dintr-un salariu, automat nici nu mai contează. Dacă faci 30.000, dai la așa, mai rămâi cu, știu, cu vreo 15.000. Înțelegi? 12-15.000 de euro care-ți bani, mă scuzați, da? Dar asta este treaba. Acolo ai și alte beneficii și automat uneori, ca să nu te angajezi ca privat, îți faci o firmă, ai mai multe, nu știu cum să-ți explic eu ție, îți multe substraturi pe care le descoperi cu timpul și poți să faci bani pe tema asta. Și uneori este mult mai bine, în anumite domenii, este mult mai bine să ai propria ta firmă și să lucrezi cu, înțelegeți? Pentru că ai niște taxe, ai niște deducții, ai niște chestii care te ajută să încasezi niște bani și să nu plătești atât de multe taxe. Înțelegeți? Deci, într-un cuvânt, nu știu dacă rentează, dacă rentează să te rupi de familie și să te duci de nebun sau într-o țară străină, familia să stea într-un colț și tu să stai într-un alt colț și să te chinui, să strângi niște bani doar ca să îți faci, nu știu, o cameră în plus față de vecină. Dar aici depinde foarte mult ceea ce vrei să faci, depinde ce chirie, în ce chirie vrei să stai, depinde foarte mult ce vrei să mănânci, dacă bei, dacă fumezi, dacă bei și dacă fumezi, mâncați așa. S-au dus dracu banii, nu mai, nici nu mai rentează să mai vii în Islanda sau să te duci în altă parte. Înțelegi? Eu nu prea beau așa un whisky, dar pe mine o sticlă de whisky mă ține și 3 luni. Înțelegeți? Poate și mai bine. Sticla asta de whisky care am terminat-o, Jack Daniel's ăsta, l-am cumpărat din Duty Free, din Italia, în iulie. Și am iulie, august, septembrie, octombrie, am deja 4, nu, hai să zic, da, 4 luni am. Pe mine m-a ținut o sticlă de whisky 4 luni. Gândiți-vă că sunt alții care beau o sticlă de whisky pe weekend. Dacă fumați, eu nu fumez, înțelegeți ce vreau să zic, da? E un pic mai complicat aici. Așa că, na, aici trageți voi linie și îmi spuneți dacă rentează să vii să lucrezi în Islanda sau nu. Pentru că, uite, ca să vă zic așa, nu vă zic de salariu cât am luat eu, că na, nu pot să vă zic, după aia o să sară lumea în cap. Dar calculați voi, dacă eu am plătit 2000 de euro taxe, să-mi spuneți cam cât am încasat eu după taxe, după taxele astea, și să-mi spuneți dacă rentează să vii să lucrezi în Islanda ca șofer de camion. Pentru că probabil foarte mulți dintre voi o să așteptați vlogul ăsta, pentru că este vorba de bani. Și mulți, foarte mulți m-au întrebat pe TikTok și foarte mulți m-au întrebat inclusiv pe YouTube ce salarii sunt și dacă se merită sau dacă am un loc de muncă. Majoritatea ziceți, bă, că să ia 3, 4, 5 mii de euro. Dar uite, am plătit 2000 de euro taxe.
luna asta. A, și nu mai pun, 1500 de euro este doar chiria, fără mâncare. Da, plus motorina, plus alte chestii pe care eu le-am de plătit aici, da, motorină, mâncare, mâncare e scumpă, tată. Și trageți voi linie și îmi spuneți dacă merge, dacă rentează să dacă rentează să vii în Islanda să lucrezi. Da, eu m-am stabilit aici, am anumite chestii, am anumite, de exemplu, eu dacă nu beau, nu fumez, am un câștig. Da, eu nu cheltui aproximativ 600 de euro, 5-600 sau 700 de euro pe lună. Pentru că aici un pachet de țigări e 1300 de coroane, 1300 de coroane vine aproximativ 8 euro. 8 euro per pachet. Dacă fumezi un pachet pe zi, 10 zile ai 80 de euro. 30 de zile ai 3,24, ai 240 de euro numai pe țigări într-o lună. Dacă bei o bere, da, dacă bei o bere, cea mai pârlită bere, nu știu, e aproximativ 1,50 euro. Dacă bei o bere pe zi, da, e 1,50 euro, la 10 zile 15 euro, la 30 de zile sunt 45 de euro. Asta în condițiile în care bei o bere, o pârlită de bere, o bere cea mai ieftină. Da, ai 45 de euro într-o lună. Dar dacă mai bei pe weekend 5-6 sau bei un pax de bere pe weekend și vrei bere bună, că na, lucrezi în Islanda și îți permiți, jucați-o pe asta. Plus, să zicem, uite, ai 200-240, să zici că te duci în 300 de euro doar, 300 de euro doar băutură și țigări. În condiții minime, da? Poate fumezi un pachet jumate sau poate fumezi două pachete pe zi sau pe weekend vrei să faci tu, fumezi un pachet pe zi în curs săptămânii și pe weekend fumezi patru. Înțelegi? Ai un cartuș la săptămână. Lejer, un cartuș. Dacă fumezi un cartuș la săptămână, ai patru cartușe. Înțelegeți ce zic? Îți bani.